alături de soldați îmbrăcat în echipament militar și cu camera în mână și-a riscat viața pe câmpurile de luptă pentru a transmite întregii lumi ce se întâmplă în acele locuri. A fost în Irak, Afganistan, Cuveit, Israel, Albania, Sierra Leone și multe altele, adică în aproape toate zonele de război din ultimii ani. După mai bine de 20 de ani de carieră, a decis să renunțe la meseria de operator și a ales o viață liniștită alături de familie în satul Hunedorian Bârcea Mică. Este vorba despre irlandezul Colin Hamilton, fost cameraman de război la unul dintre cele mai mari posturi de televiziune de știri din lume. Aproape că nu a existat zonă de conflict armat și de război în ultimii ani unde să nu fie prezent. Și-a început cariera de operator la puțin peste 20 de ani la unul dintre cele mai mari televiziuni de știri din lume, cu sediul în Londra. Tocmai atunci a izbucnit și războiul în fosta Iugoslavie și a plecat în prima sa misiune la Sarajevo. The first time I went and it was quite... And quite exciting, but... Prima dată când am mers într-o zonă de război la Sarajevo a fost un pic înfricoșător, dar și interesant în același timp și chiar mi-a plăcut. Cred că am fost condus de adrenalină și aș putea spune că mi-a plăcut într-un fel senzația de frică. Era ceva fascinant și diferit de ceea ce făcusem până atunci. Și mai eram și foarte tânăr și cred că la vârsta aceea ești mult mai naiv și nu realizezi cu adevărat riscurile la care te expui și ceea ce faci. Consideră că l-a ajutat mult și faptul că a crescut în Belfast, loc în care s-a obișnuit să vadă soldați cu arme la fiecare pas. Sunt din Belfast, din Irlanda de Nord. Acolo am și crescut, așa că pentru mine nu era ceva neobișnuit să văd pe stradă militar cu arme în mână și câteodată să aud explozii pe străzile orașului. După Sarajevo au urmat multe altele peste tot pe glob unde era război. A fost în Cecenia, în Africa, în Irak, Afganistan, Israel. Aproape că nici nu își mai amintește toate locurile de unde a transmis scene de război. Cea mai lungă ședere a fost în Cuveit și Irak. Timp de trei luni a stat alături de armată, majoritatea timpului în deșert, dormea de cele mai multe ori sub cerul liber, iar de duș nici nu putea fi vorba. A pierdut atunci în greutate 10 kg din cauza echipamentului de protecție pe care trebuia să îl poarte la temperaturi de peste 40 de grade. Years ago, right at this time, I was in Chiar acum 10 ani eram în cuveit. Am participat la invazia Irakului și am petrecut acolo 3 luni. Am mers în deșert în cuveit și așteptam ordinele când puteam să trecem graniță. Eram cu divizia 3 a infanterie. Eram înconjurați de tancuri, diferite mașini armate și elicoptere. Deși a văzut colegii jurnaliști uciși în fața lui, iar gloanțele îi treceau de multe ori pe lângă ureche, nu a renunțat la camera de filmat și a continuat să transmită lumii scenele de război. Am avut momente în care am fost foarte speriat, dar sunt o persoană realistă. Întotdeauna m-am gândit că dacă este timpul meu să mor, atunci mor oricum. Iar dacă nu, atunci înseamnă că încă nu mi-a venit timpul. Știți cum este, poți să mor trecând strada sau într-un accident de mașină, nu trebuie să fii în război. Pe lângă riscurile la care s-a expus de-a lungul carierei, a avut ocazia să întâlnească și chiar să călătorească cu oameni foarte importanți. Um, Obișnuiam destul de des să călătoresc cu premierul Marii Britanii, Tony Blair. Ori de câte ori acesta mergea să viziteze trupele armate, alături de stafful personal, noi făceam parte din presa care trebuia să călătorească cu el. Am avut ocazia să călătoresc și cu Regina de câteva ori, când aceasta a mers într-o vizită în Thailanda și odată în Africa. După mai bine de 20 de ani a decis să renunțe la câmpul de luptă, la cariera de operator de război și chiar la viața din Maria Britanie. Colin s-a căsătorit cu o hunedoreancă și a ales o viață liniștită în satul Bârcea Mică alături de fiul lor în vârstă de aproape 5 ani. I think here you, you, your family values are quite different Pira. Cred că aici, în România, valorile familiei sunt diferite față de cele din Marea Britanie, în sensul că familiile sunt mult mai unite și am considerat că soția mea și copilul meu vor avea aici o viață mai bună și mai sigură. De exemplu, undeva te poți plimba pe bulevard la ora 3 dimineața, fără să-ți fie teamă că cineva te atacă din spate și te jefuiește. Asta se întâmplă aici destul de rar, față de Londra, unde astfel de lucruri sunt foarte dese. În plus, Colin consideră că oamenii din România sunt mult mai primitori decât cei din Anglia, iar județul Hunedoara este deosebit de frumos. Și-a deschis propria afacere în Deva, dar nu a renunțat în totalitate nici la camera de filmat. A pornit un proiect prin care intenționează să realizeze filme documentare despre frumusețile și legendele din Transilvania și să promoveze aceste zone în străinătate, astfel încât și străinii să poată vedea frumusețile care ne înconjoară.